Faptul că unii dinozauri aveau mărimi impresionante este de știut de aproape toată lumea, însă mai puțin știu că în anumite timpuri exemplarele unei specii de răzătoare erau de mărimea unui taur. Un scorpion de mare era mai lung decât un om sau o broască atingea mărimea unei mingi de plajă. Salutare prieteni, cu voi iarăși Minte Curioasă și astăzi vă voi prezenta 7 dintre cele mai mari animale din toate timpurile. Cea mai mare fosilă de șarpe. Cel mai mare șarpe care a trăit vreodată din cei descoperiți până acum a făcut parte dintr-o specie asemănătoare cu anaconda, care trăia în păduri tropicale aproximativ acum 60 de milioane de ani în urmă, care se hrănea cu crocodili primitivi. O fosilă descoperită în nordul Columbiei, în zona unei mine de cărbune, indică faptul că reptilul avea cel puțin 13 metri lungime și cântărea aproximativ 1135 de kilograme. Acesta își omora prada prin sufocare, se înfășura în jurul ei și apoi o strângea așa cum fac pitonii sau șerpii boa din ziua de azi, care sunt șerpi constrictori. Rozător de mărimea unui taur. Craniul uriaș al unui șobolan preistoric a fost descoperit în ianuarie 2008 în regiunea San Jose din Uruguay. Numai craniul are o lungime de 53 de cm. Rozătorul de mărimea unui taur a trăit în zonele depresionare acum 2 sau 4 milioane de ani în urmă, iar deținătorul precedent al recordului pentru cel mai mare rozător era un astfel de animal de mărimea unui bivol, descoperit în 2003 în Venezuela. Broasca din iad. În 2014, oamenii de știință care lucrau în Madagascar au descoperit o fosilă a ceea ce ar putea fi cea mai mare broască ce a trăit vreodată. Broasca Belzebufo, numită și broasca din iad, era un animal intimidant despre care se crede că avea un temperament agresiv și care era de mărimea unei mingi de plajă, 41 de centimetri înălțime și o greutate aproximativ de 4,5 kg. Paleontologul David Krause și colegii lui au început încă de acum 10 ani să descopere fragmente din scheletul unei astfel de broaște care a trăit în urmă cu 70 de milioane de ani. Însă abia în 2014 cele 75 de fragmente de oase au fost puse împreună. Pinguinii aproape la fel de mari ca oamenii. Aceștia hoinăreau prin America de Sud acum 35 de milioane de ani în urmă și nu aveau nevoie de gheață pentru a supraviețui. Fosilele descoperite în deșertul Atacama au dus la identificarea două noi specii de pinguini uriași, care preferau regiunile calde. În ilustrație pot fi văzute două exemplare, al celor două specii în dreapta este Aicadaptes salacei, care avea 1,5 metri și care a trăit acum aproximativ 36 de milioane de ani în urmă, iar în stânga este Perodaptes devreasei, care a trăit acum 42 de milioane de ani în urmă și un exemplar din specia Sphenixus humboldtii este în centru. Scorpion de mare mai lung decât un om. Potrivit cercetătorilor, fosila unui clește de 46 cm, care se poate vedea în partea de jos a imaginii, descoperită într-o zonă din Germania, a aparținut celui mai mare scorpion, care avea o lungime de 2,5 metri. Acesta numit Jacalopterus rhenaniei a trăit acum 390 de milioane de ani. Scorpionul de mărimea unui crocodil a fost un prădător de top în acea perioadă, hrănindu-se chiar și cu exemplare din propria sa specie. Rechinul cu cea mai puternică mușcătură. Megalodonul preistoric este o specie de rechin care a avut cea mai puternică mușcătură din toate creaturile care au existat vreodată. Acesta putea zdrobi un automobil cu fălcile, mușcătura fiind cu mult mai puternică decât cea a marelui rechin alb sau cea a speciei de dinozauri Tyrannosaurus rex. Megalodonul a trăit acum aproximativ 16 milioane de ani. Pentru a ucide balenele, acesta le mușca notătoarele și coada, lăsându-le astfel fără capacitate de a mai nota. Megalodonul ar fi putut ajunge chiar și la o lungime de peste 16 metri, cântărind de până la 30 de ori mai mult decât cel mai mare rechin alb. Marsupial uriaș. O specie de marsupiale uriașe, Palorchestes azael, din insula australiană Tasmania, a fost dusă la dispariție acum aproximativ 40.000 de ani în urmă de către oameni, în special prin vânătoare. Exemplarele din această specie asemănătoare cu cangurii cântăreau aproximativ 500 de kilograme. Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să vă abonați, apăsați butonașul de like și subscribe, de asemenea apăsați și pe clopoțel, deoarece el vă trimite notificări de fiecare dată când postez, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod.